Doamne ajută iubiți credincioși, bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune Drumuri Spirituale. Și în această emisiune, ca și în cele comune de până acum, vom încerca să învățăm câte ceva din înțelepciunea Sfântului Paisie Aghioritul și vorbim despre lupta cu gândurile. La oamenii de astăzi, ați mai auzit noi lucrul acesta la Sfântul Paisie, găsești orice în afară de gânduri bune care sunt atât de rare. Da, este o durere cruntă pe care o constatăm și acum depinde unde privim. Privim doar la cei din jur. Sfântul Paisie era pus să facă tot timpul aceste radiografii pentru că veneau bolnavii la doctor și era pus să facă anamneză și făcând anamneza constata această stare de fapt. Preotul, duhovnicul, asemeni, face aceste lucruri. Însă, hai să punem problema din punct de vedere personal. Și întâi de toate, să ne cercetăm noi pe noi înșine. Da, putem să facem o radiografie a omului de astăzi, a societății în care trăim, să constatăm și să enunțăm ceea ce am constatat, cum că, într-adevăr, puține gânduri bune, multe gânduri rele în mintea, în sufletul omului contemporan. Dar noi cum suntem? Suntem atât de suspicioși și tot timpul avem impresia că celălalt oricum este pornit cu gânduri rele împotriva noastră. Nu odată se întâmplă copilului de școală, tânărului, omului matur, atunci când se duce să se întâlnească cu cineva, conform și unui proverb românesc, să pună răul înainte și să se gândească cum să facă în situația în care celălalt este pornit cu rău împotriva lui și își face în minte omul tot felul de scenarii, tot felul de gânduri, ce va zice acela, cum va trebui el să reacționeze, cum să răspundă, să nu se lase pe sine fără replică și uite așa războiul de fapt începe înainte ca el de fapt să fi fost stârnit în vreun fel. E vorba de războiul lăuntric, pe care, iată, îl dau gândurile cele rele. Ce avem de făcut este acest lucru. Numai decât să ne străduim ca din mintea, din sufletul nostru, să înlăturăm tot ceea ce este rău. Toate simțirile, rațiunile, gândirile și voințele noastre cele rele. Să nu le lăsăm, să le ignorăm, să nu ne tulburăm că au venit cumva și să le înlocuim rapid, ignorându-le, repet, ne tulburându-le că au venit, cu gânduri, cu simțiri și cu voințe bune. Luăm un exemplu. Urmează să se întâlnească, iată, tânărul cu comisia care îi ascultă pe tinerii la bacalaureat, nu? Și dacă te duci ca tânăr absolvent de liceu, iată, la primul examen, că profesorii ori fi sau n-or fi porniți cu gânduri bune, că vor fi cu clemență sau nu, te vei gândi în fel și chip la lucruri pe lângă ceea ce ai tu de făcut. Du-te cu gânduri bune. Du-te acolo rugându-te, dându-i pe cei care sunt în comisie și pe tine, lui Dumnezeu. Știți că omul atunci când gândește, când simte sau când vrea lucrul rău, se dă pe sine și pe aproapele celui rău.
trebuie neapărat să ne dăm lui Dumnezeu. Avem această putere. Să ne dăm lui Dumnezeu sau să ne dăm celui rău. Firesc că acum, dacă ni se pune această zicere în față, înainte, da, gândim că tot timpul trebuie să alegem să ne dăm lui Dumnezeu. Și cum facem acest lucru? Părăsind simțiri, gândiri și voințe rele, ignorându-le și substituindu-le cu cele bune și rugându-ne numai decât, rugându-ne și zicând așa: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne pe noi! Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne pe noi! Și când spui pe noi, te gândești clar la tine, dar și la cel cu care urmează să intri în legătură, în contact, în dialog. Cumva și ceri și îl bagi în inima ta, îl vâri în adâncul inimii tale, cauți să-l iubești numai decât, să stopești inima de iubire pentru el și rugându-te pentru tine și pentru el cu iubire, Dumnezeu are, iată, creat locul de lucru, are cu ce lucra. Și atunci reușim să ne bucurăm că îl vedem pe Dumnezeu lucrând. Noi nu știm cum. Știți că, și e bine de punctat un lucru numai decât, a înțeles omul mecanismul, a înlăturat simțiri, gândiri și voințe rele, le-a substituit cu cele bune, și-a topit inima pentru omul, pentru aproapele, s-a rugat pentru sine și pentru aproapele, a intrat în legătură, Dumnezeu a dat putere și curaj examinatului, a dat gânduri bune și un zâmbet întăritor pe chipul examinatorului, zâmbet care i-a dat curaj și mai mult examinatului. Și uite așa, lucrurile au fost de Dumnezeu lucrate ca să iasă bine. Iese examinatul de la momentul deosebit din viața sa. Și ce spune? Spune așa: am fost tare. Păi ce mi-a mers melița ce am vorbit acolo. Altul spune: n-am picat pe subiect. Fel și fel de lucruri. Prea puțin spun după aceea: Doamne, mulțumesc ție, Doamne. Doamne, cum mi-ai ajutat? Doamne, îți mulțumesc. Câți își dau seama că, de fapt, Dumnezeu a lucrat desăvârșit. Ți-a luminat mintea, te-a întărit, ți-a alungat emoția, dracul, inhibiția, i-a dat și celui din fața ta zâmbet, gândul bun, dorința cea frumoasă și uite așa ai reușit. Acesta a fost un exemplu, iată, de moment în contextul zilelor pe care le trăim. Dar astfel de examene, de întâlniri, au oamenii oricând, cu oricine. Du-te și vorbește cu aproapele tău, cu inimă bună, cu gând bun, cu rugăciune și cu har de la Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu va lucra, iar tu te vei bucura și te vei folosi și te vei și întări în credință, mulțumindu-i mai apoi pentru ajutor bunului Dumnezeu. Ne spune în continuare Sfântul Paisie așa: boala cea mai mare a epocii noastre sunt gândurile deșarte ale oamenilor care poartă neliniștea lumească. Și vindecarea o dă doar Hristos, fiind de ajuns ca oamenii doar să se pocăiască și să se întoarcă către acesta. Ce înseamnă să se pocăiască și să se întoarcă? A te pocăi nu semnează nici de cum
apartenența la un grup de oameni care se numesc pe sine pocăiți sau practicanți ai pocăinței. A te pocăi este un act lăuntric profund. Și înțelegem acest lucru plecând repede în amintirea noastră în vremea copilăriei. Atunci când, copil fiind, greșind cu ceva mamei, tatălui, învățătorului, profesorului, mentorului tău în vreun fel și părându-ți rău, cereai aceluia să te ierte. Dar nu doar spuneai sincer ce ai făcut și cum ai greșit, ci pe lângă sinceritatea aceea, inima ta era înfrântă că ai rănit într-un fel așteptarea și iubirea aceluia pentru tine. Îți părea rău pentru dezamăgirea din inima sau din mintea tatălui tău, a mamei tale, a profesorului tău. Și căutai, iată, să te pocăiești, să-i arăți că ți pare rău. Pocăința aceasta înseamnă părerea de rău că ai afectat o iubire cu actele tale, cu faptele tale. Recunoști, sincer îți pare rău, hotărăști să nu mai faci. Acesta este desăvârșitul act al pocăinței ca lucrare omenească, desăvârșit la modul absolut de Dumnezeu, prin acordarea iertării, prin dezlegarea păcatului pe care o face prin mâna uneltei sale numită duhovnic. Știa Dumnezeu că omul este slab, de aceea a rânduit, iată, prin Fiul Său, Domnul nostru Iisus Hristos, ca omul să învețe autentic pocăința și să primească certificarea faptului că a fost iertat. Când eram mici și ceream iertare și ne părea rău, când primeam îmbrățișarea tatălui căruia i-am greșit sau mamei, sărutarea pe frunte și mângâierea pe creștet, Doamne, cum ne simțeam? Așa și Dumnezeu îți mângâie sufletul prin mâna nevrednicului de preot, prin mână prin care îți dă și dezlegarea de păcate. El pronunță iertarea și dezlegarea, Dumnezeu o acordă, iar noi o simțim desăvârșit. Dacă, iată, ne pocăim și ne întoarcem, reușim să scăpăm de această boală a epocii, gândurile deșarte. Poate pe moment că mi s-a mai spus acest lucru. Da, părinte, ce fac? Am venit, m-am spovedit, am luat dezlegare. Doamne, ce bine am petrecut o săptămână după ce m-am spovedit și m-am împărtășit. După aceea iar am început să cad. Ce a spus Hristos? Ori de câte ori vei cădea, ori de câte ori vei cădea, scoală-te și te vei mântui. Problema este să fii în ridicare. Poziția să fie nu de dărâmat, de repus, de omorât. Să fie poziția unuia care se ridică. Și cum te ridici? Privești către cel către care te ridici. Îndrăznești către care te ridici. Întinzi mână cerând ajutorul, cerând mână de ridicare. Asemeni lui Petru în valurile mării cele învolburate, atunci când se depărtase puțin cu necredința, cu îndoiala și a strigat din adâncul sufletului și Hristos i-a întins mână de ajutor. Valurile vieții acesteia, într-adevăr,
sunt învolburate, sunt puternice, însă credința, nădejdea și dragostea ne sunt virtuțile care ne vor ajuta alături, iată, de căință, de pocăință autentică, să ne ridicăm ori de câte ori vom cădea. Acum, trebuie făcut vorbire de un alt lucru, de un alt aspect. Se întâmplă, din păcate, omului din ziua de astăzi să fie furat. Să fie furat în gânduri, în simțirile sale. E, ce dacă am făcut păcatul? Mă spovedesc și mă iartă Dumnezeu. Aici nu mai este vorba de căință, aici nu mai este vorba de credință, este vorba, spunea un părinte, într-un limbaj puțin mai simplist, dar cât se poate de autentic mesajul. Omul își bate joc de harul lui Dumnezeu, ne cinstește harul lui Dumnezeu. Îl necinstește și se folosește de el. Au fost și situații când oameni, superficiali, inițial, procedând așa, e, las că mai fumez o țigară și mă duc și mă spovedesc. E, las că mai spun și o vorbărea, mai înjur, mai dau răului, mai spun și un blestem și mă duc și mă spovedesc și îmi dă Părintele dezlegare și mi-a Dumnezeu. Și petrecând așa o bucată de vreme, văzând că se adâncește de fapt în păcat și nu se ridică, creștea disconfortul lăuntric. E, această stare de mizerie lăuntrică, disconfortul, l-a trezit la un moment dat. Bine, nu la toți se întâmplă treaba asta. Unii se învață cu mizeria și rămân așa. Alții, cum spuneam, disconfortul acela lăuntric îi trezea și spuneau mai cu deamănuntul chiar și acel lucru, că au gândit astfel. Știți, părinte, m-am gândit că pot să fac păcatul și să mă spovedesc. Și duhovnicul i-a spus unuia de genul acesta: bun, am înțeles, îți pare rău? Da, dar parcă nu știu ce se întâmplă, parcă mi s-a împietrit inima. Ei, află că mâine s-ar putea să mori. Și dacă mori mâine și mori în vreun păcat, ce ai făcut? Ai pierdut și raiul și tot ceea ce ai agonisit duhovnicește în această viață. Și așa, memento mori, aducerea de minte, aducerea minte a morții și a adus aminte că va muri, l-a cutremurat și l-a așezat pe o stare bună. Nu degeaba și Părintele Arsenie Papa Cioc ținea foarte mult la acest dicton al înțelepciunii omenești și creștine. Memento mori, adu-ți aminte că vei muri. Și pentru a aduce aminte cât mai multor fii duhovnicești, avea bucuria să le dăruiască câte o reproducere fotografică a unui desen de el realizat, un craniu. Un craniu care ți arăta că asta vei ajunge. Unii înțelegeau, unii nu înțelegeau. Care nu înțelegeau, cerau explicație și părintele le dădea. Și uite, așa plecau și cu poză, dar mai mult decât cu fotografia, cu învățătura. Boala cea mai mare a omului este cugetul lui stricat. Cuget, gândire. Sum ergo cogito, cogito ergo sum. Sunt, deci gândesc, gândeci, deci exist. Depinde cum existăm. A gândi, da, este dovada existenței încă a ta. Dar existența ta este una satisfăcătoare sau nesatisfăcătoare? Poate să fie satisfăcătoare
dacă cuget cele plăcute lui Dumnezeu și de folos omului, este total nesatisfăcătoare, pentru că ceea ce gândesc nu mi este de folos și nici plăcut lui Dumnezeu. Una din încercările perfide ale diavolului, foarte, foarte perfidă și chiar rafinată, nu foarte rafinată, sunt altele și mai și, dar mă rog, mă duc cu mintea la una din marile încercări sociale de astăzi. Diavolul îi mulțumește pe unii cugetători, le satisface nevoia lui homo religiosus dintrânsi, punându-i să mediteze și să gândească la existența unei forțe, unei energii, acceptând existența unuia care a creat. Dar parcă e insuficient spus unuia, că sună personal. Unei energii, unei forțe, pe care unii oameni o numesc divină, alții chiar Dumnezeu, da? Depersonalizează pe Dumnezeu. Diavolul asta dorește, ca în mintea omului, într-un fel sau în altul, oricum, relația om-Dumnezeu să fie nimicită. Și când se nimicește o relație? Când cei doi implicați în acea relație, fiecare în parte sau unul dintre ei, nu este conștient de persoana celuilalt. Eu am o relație cu fiul meu pentru că eu sunt conștient de existența lui, iar el este foarte conștient că tatăl său există. Și când vorbesc cu el, și când vorbește cu mine, și când mă joc cu el, sau când mergem și ne plimbăm împreună, când facem lucruri împreună, când vorbim, este conștient că eu exist și sunt conștient că el e în fața mea și îl văd și există. Când nu vom mai avea o relație? Când eu voi muri și voi rămâne doar o amintire pentru el. Deși lucrurile pentru creștini sunt cu mult mai profunde, relația neîncetând dincolo de moartea trupului. Însă multe ce țineau de relația tată-fiu de până la momentul morții tatălui, după moartea aceluia a tatălui, nu vor mai putea fi, nu se vor mai putea manifesta. Ei, diavolul caută să nimicească persoana Tatălui celui ceresc. Să admită că omul vine așa, dintr-o întâmplare a unei energii, dintr-o lucrare a unei energii care s-a manifestat în timp și energia la rândul ei este creată așa cum o vedem noi. Energia pe care o măsurăm fizic și care ne copleșește câteodată când vedem câtă energie există. Însă Dumnezeu nu este o energie. Unii pun greșit și furat mod de gândire, sinonim sau chiar egal, între energie și Duh. Duh este Dumnezeu, dar nu energie. Pentru această neputință de înțelegere a lucrurilor, distrug ca să-și poată motiva înțelegerea persoanei lui Dumnezeu și atunci persoana nimicită, omul, nu mai are o relație. Omul contemplă așa cum ar fi și își închipuie masa aia imensă de energie din care face parte și universul ăsta,
materializându-L cumva pe Dumnezeu, neînțelegând acest lucru, că Dumnezeu nu poți să-L măsori cu bornele unui aparat de măsură gigant și care să fie sensibil la valori imense de energie și să constați nu știu ce număr enorm exponent al lui 10, să spunem așa, kilo, mega, exa, tera, gigajuli. Nu. Nu așa. Dumnezeu nu poate fi măsurat. Pentru că nu este fizic. A vrut să ne arate și s-a smerit pe sine și n-a fost nevoie să ne uluiască cu puterea sa. S-a întrupat pe Fiul Său. A făcut posibil ca Fiul Său, de o ființă cu El, Dumnezeu Tatăl, să se facă, iată, om, ca prin această interfață omul să-L cunoască pe Dumnezeu. Dumnezeu s-a făcut om pentru om, ca prin omul Dumnezeu, pe om să-L facă Dumnezeu, să-L îndumnezeiască. Luând aminte la învățătură, învățând și întărindu-se în credință și ceea ce mulți încă nu înțeleg, pentru că încearcă să înțeleagă doar cu mintea, nu și cu simțirea și nu și cu voința, mâncându-L pe Dumnezeu. Mâncând trupul și sângele lui Hristos. Nu oricum, cu indiferență și ritualic, ca un obicei sau o tradiție, ci cu toată responsabilitatea și făcându-ne vrednici de aceasta, vom reuși din împărtășire în împărtășire să devenim mai curați, mai buni, mai puțin câte puțin mai Dumnezei. Se poate acest lucru pentru că am văzut la oameni care au făcut acest lucru că a fost posibil. Nu trebuie să mai căutăm alte variante. Știți că sunt unii oameni care sunt furați de diavol, cum spuneam, și caută altă variantă de Dumnezeu. Acelora le-am spune, de ce te împotrivești lui Pitagora? Vrei tu să gândești din nou triunghiul dreptunghic? Vrei tu să vezi ce înseamnă relațiile dintre catetă și ipotenuză? Vrei acest lucru? N-ai decât să pierzi vremea și să ajungi la concluzia la care Pitagora a ajuns, poate la vârsta lui Pitagora, sau poate chiar mai bătrân decât Pitagora. Hai să învățăm Pitagora în școală. Și plecând de la Pitagora, plecând de la Tales, plecând de la Newton și de la toți ceilalți care au gândit câte ceva înaintea noastră, toate acelea să ni le asumăm și să creștem, să aducem noi descoperiri. Ăsta este sensul creșterii. Dacă vorbim de minte și de raționament și de știință, la fel creștem și duhovnicește. Nu mai avem nevoie de o încercare care va eșua de descoperire altfel a unui Dumnezeu. Înțelegem acest lucru și nu ne lăsăm furați. S-a descoperit pentru noi Dumnezeu. Să-L primim și să ne folosim. Să ne fie de folos, iubiți credincioși, Doamne ajută!